Bine, adevărul e că în ziua de azi singurul lucru sigur este că nu mai poți fi sigur de nimic. Auzi, hai să lăsăm asta. Știi scandalul cu cutiile de valori de la Pitești, Ploiești, pe acolo? Ploiești, Pitești? Da, cu cutiile de valori. Scandalul ăla, cum au furat oamenii din cutiile de valori, nu știi? Valori? Valori? Mai există valori în cutii? Din cutii au furat. Valori în cutii? Valori! Hai să vedem materialul. Valoarea mea, valoarea mea. Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm în localitatea Pitești, în sediul unei importante bănci din această localitate, în care, în ultima vreme, se pare că s-au sustras, au fost diferite cazuri de spargeri în care s-au sustras bunuri, atât bunuri materiale, cât și importante sume de bani din aceste casete de valori, din aceste casete în care se păstrează valorile. Lângă mine se află un reprezentant al băncii. Bună ziua, domnule reprezentant! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce anume s-a petrecut aici? Mi s-a întâmplat un viol asta. Un viol, doamnelor și domnilor! Iată că în aceste casete de valori s-a întâmplat... un viol, doamne, ești nebun, s-a întâmplat un fur, nu vezi ce balamuc am aici în bancă, parcă nu ești... Lasă-mă în pace, că am treabă. Un furt, doamnelor? Bună ziua! Bună ziua! Ce anume ne puteți spune despre cele întâmplate, despre aceste furturi din casetele de valori ale băncii? Deci, în ceea ce privește toate informațiile legate de aceste infracțiuni, informațiile țin de impotența organelor de poliție. Vreți să spuneți de competența organelor de poliție? Și de aceea. Da. Deci, ce ne puteți spune privind spargerea? Spargerea propriu-zisă. Deci, practic, nu a avut loc o spargere, dar ci o difracție. O efracție, vreți să spuneți? Da, după, mai întâi a fost difracția, că n-a fost așa, adică a fost cu un preludiu, cum am spune, în alte condiții, după care a urmat efracția. Deci s-a intrat cu cheie potrivită. S-a intrat cu cheie potrivită? Iată un amănunt foarte important, doamnelor și domnilor. Vă rog să spuneți, aveți în momentul acesta, poliția are un cerc de suspecți? Da. Ce este asta? Cercul suspecților l-a uitat la fața locului. Am înțeles. L-au uitat la fața locului. Da, deci l-au uitat, oamenii au venit aici, au băgat muștiucul, a furat... Nu, da, vă gândiți, adică aveți cea mai vagă idee de cine ar putea fi vinovații în cazul ăsta? Nu, dar știu cine, adică bănuiesc cine sunt păgubiții. Aia e problema. Iată cum... Încet, doamnă, vă rog. Să rămână. Repede, deschideți cutia 64. Iată, doamnelor și domnilor, o posibilă păgubită, o posibilă victimă a acestor jafuri din ultima vreme. Dumnezeule, mi-e rău. Ce aveți, doamnă? Ce aveți în cutia de valori? Două pensii! Două pensii, doamnelor și domnilor! Vă rog să mă iertați, cred că am greșit. O greșeală, am deschis o greșeală. Ce greșeală, domnule? Nu e nicio greșeală, dă-l în pace. Dar nu spuneați că aveați două pensii în cutia de valori? Păi atât am dat pe el. Aoleu, Doamne Dumnezeule, păi de ce m-am speriat? Ce m-am speriat? Dar noi? De 3 ori am rămas bădură. Nu se poate, Doamne. Da, și dacă îl pierdeam și pe Manoli, cred că muream. Manolică buzărece, da, vă rog, ușor, haideți la salvare, mai bine mergem la salvare. Deci salvare, Doamne? Bineînțeles, avem salvare, pompieri, pompe funevre, avem de toate, nu vă dați seama prin ce tragedii trec acești oameni. Ușor, l-am găsit pe Manolică. Bine că l-am găsit pe Manolică. Nu loviți cercul de suspecți. Da, poftiți, uitați. Iată încă o posibilă victimă a acestor infracțiuni, a acestor spargeri din... Ce aveți în... viața mea! Vai de mine, ce țineați acolo? Ce țineați în cutia asta de valori? M-au lăsat în pielea goală! Doamne! Da, Doamne, dar ce țineați în cutie? Valoarea mea, valoarea mea! Vreau frumos să nu disturbați liniștea publică, da? E posibil așa ceva. Și în al doilea rând, cam ce valoare avea valoarea noastră? Fără număr! Puteți da o declarație în acest sens? Scris? Da. Mai bine oral. Haideți la secție, vă rog frumos. Cu cheia de la... Vai de mine, aoleu. Să rămână. Bună ziua. E tot în regulă? Da. Nu v-a dispărut nimic? Nu. Dar ce țineți în cutia de valori? Cutia neagră. Cutia neagră? Cutia neagră avionului. Păi și de ce o țineți în cutia de valori? Pentru că aici e mai în siguranță. Ce voi ai? Unde voi ai să o ținem? În avion? Du-te, domne, de aici, fii serios. Cum să o ținem în avion? Și dacă se prăbușește, ce facem? Dumneata știi că noi le avem luate pe inventar? Incredibil, doamnelor și domnilor! Mihai Traistariu! Extraordinar! ce bine pare să vă cunosc. A, ce păr stufos, ce bine v-a reușit operația. Ce țineți în cutia de valori? Lăsați-mă puțin. Dați-mi, vă rog, cheia de la cutia mea. Ce număr? 69, normal. 69? 69. Așa, văziți. Da. Au curat ăștia. Au curat Banana, Roxana și Susana. Haideți, domnul Traistariu, vă bateți joc de noi. Totul este în regulă, să știți. Dar ce aveți acolo? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar ce aveți în cutie? Nu vă privește pe dumneavoastră. Să trăiți. E secret. Domnule polițist, vă rog frumos, înainte să-l ridicați pe acest odios! Dar l-am găsit pe jos, brută! Vă rog frumos, să am și o singură rugăminte. Putem să ne uităm și noi în cutia de valori a lui Mihai Traistariu? Dar aveți voi. Stați să pentru ce? Am eu o curiozitate și am și o pilă la cancan și dacă e un subiect incendiar, vă jur, jumate-jumate suntem... Dar n-aveți voie, adică... Ne îmbogățim, domnul polițist, ne îmbogățim amândoi. Lumea e moartă de curiozitate. Dați cheia la reporter la televiziune să vedem... Dați-mi că spunea să sunteți cadru. Aici, 12, așa. 69, am ținut eu minte, 69.